Judecătoarea Mariana Pitic scapă basma curată. Comisia Națională de Integritate a hotărât să claseze dosarul inițiat pe numele magistratei după ce o investigație a ziarului de gardă a scos la iveală că ea locuiește într-o casă luxoasă din suburbia capitalei și se plimbă cu un Porsche care costă 10.000 de euro. Membrii CNI au clasat cauza pe motiv că Pitic ar fi încălcat legea neintenționat. În luna aprilie, o investigație a ziarului de gardă a scos la iveală faptul că judecătoarea Mariana Pitic locuiește într-un imobil de lux situat într-o suburbie a capitalei. Valoarea cadastrală a casei de aproape 300 de metri pătrați amplasată pe un teren de 13 ari depășește 1.200.000 de lei. Asta în condițiile în care veniturile declarate de Mariana Pitic în ultimii 3 ani sunt de doar 300.000 de lei. În plus, judecătoarea conduce o mașină marca Porsche, care costă 10.000 de euro, însă aceasta notată în declarația sa de avere că a plătit pentru automobil doar 11.000 de lei. Tot atunci, angajații CNI au stabilit în urma unor verificări prealabile că magistrata nu ar fi declarat un apartament de 104 metri pătrați situat în capitală. Cu toate acestea, inspectorul din cadrul CNI a venit cu propunerea ca dosarul să fie clasat. Formarea examinării materialelor anexate la dosar și certificat subiectul de părere, direcția din propunere prin clasare cauzei, prin motivul lipsei încălcării intenționale. Membrii comisiei au avut și unele nedumeriri în privința dosarului magistratei. La bunuri, imobil, terenul neevaluat. Valoarea estimativă este de 162.896 de euro. La 1 iunie 2011. Porteamul de 10.000 de lei procurat în rezultatul că au vândut recent mașina BMW. Prin ce se demonstrează vânzarea automobilului BMW? Potrivit datorului care a declarat și citați subiect declarării, cum a constrâinat mașina de țintă anterior și a cumpărat-o pe asta. Cine este proprietarul mai jos a mașinii Lexus? Proprietarul mașinii fostul soț al meu. Într-un final, reprezentanții Comisiei Naționale de Integritate au votat pentru clasarea dosarului. Specialistul din cadrul CNI a adus toate setul de materiale care au fost solicitate din cadrul tuturor structurilor statului pentru a demonstra care este situația la moment. Materialul a fost clasat cu votul de 3-1 din membrii comisiei. Membrii CNI au declarat că Porsche-ul pe care îl conduce Mariana Pitic îi aparține fostului soț al judecătoarei de care a divorțat în 2011. Amintim că anterior în presă s-a scris că Mariana Pitic a fost recunoscută vinovată de încălcarea normelor de etică prin nedeclararea unui conflict de interese. Magistrata activează în sistemul judecătoresc de 12 ani, dar în ultimii 3 ani nu și-a exercitat funcția, întrucât a avut activități didactice și administrative, fiind de așată la Institutul Național al Justiției. Recent, ea a fost promovată de CSM și Parlament de la Judecătoria Centru direct în instanța supremă, adică CSJ.